De aceea am să-l rog pe domnul ministru, actualul ministru, Corneliu Popovici, să ne spune, liniște vă rog, ascultați întâi și după asta o să strigăm. Eu vă rog. Cei care astăzi strigă aici au pus mari obstacole ca acest bus să apară în scoarul clasicilor. Aghiazma ne-a liniștit pe toți astăzi, în această zi de 1 decembrie. Este suficient cât ne-am contrapus pe probleme de limbă, pe probleme de identitate. Este timpul să ne liniștim și este timpul să învățăm limba, să o vorbim. Mă miră întrebarea noastră. Limba pe care o vorbesc eu, eu o numesc limba română. Alt moment care vreau să-l zic. Vă rog liniște. Alt moment. Cândva, cred eu, domnul Smolnitski, în amintirile lui, va scrie care a fost epopeea acestui bus. Cât de greu și cu câte multe obstacole. Cu Lenin și cu Rusia! Nu cu Lenin și nu cu Rusia. El în februarie 8-19 trebuia să demonstreze la Ministerul Culturii că Matkovski merită să aibă bustul lui pe această alee. Că e cam frig afară. Și spiritul alea că nici gerul de afară nu liniștește la unei persoane. Matkovski, opera lui Matkovski nu se studiază în școală. Și această decizie nu este făcută acum. Este deja de vreo 10 ani de zile. Eu voi depune toate eforturile. Ca opera lui Matkovski, ca opera altor scriitori prezenți pe această alee, alee care deja are 57-58, deja are mulți ani de zile cât există. Operele lor să fie studiate în școlile din Moldova, să fie prezente la examene, la examene de bacalaureat, ca noi să cunoaștem opera. Clasicilor